Bună dimineața, ce mai faceți voi? M-am gândit să vă filmez un clip cu acel Project Pen, să vă arăt unde am ajuns cu produsele, câte am terminat, câte mai am de terminat și așa mai departe. Țin să precizez că am terminat unele produse, adică mai mult decât cele pe care o să vi le arăt acum, dar la un moment dat, făcând curățenie în casă, nu mi-am dat seama și am aruncat acele pungi, dar oricum erau produse amestecate. Acum vă arăt doar câteva, ca idee, ca să mă țin de cuvânt, dar mă gândesc că din ianuarie să fac un project plan așa cum trebuie și să-mi fac o listă în fiecare lună câte produse consider eu că pot să termin, adică ceva realist. Pentru că eu ce v-am arătat atunci când am făcut project plan-ul nu a fost ceva realist. În primul rând nu l-am făcut de la început cum se face de la începutul anului. Și v-am arătat foarte, foarte multe produse din multe categorii. Adică a fost foarte aiurea, dacă mă întrebați pe mine. Dar din ianuarie o să facem diferit. Acum, eu oricum vă arăt așa ca idee, produse pe care le-ați mai văzut la mine. Așa, bun. O să arunc această periuță de dinți, care este de la Sensodyne. A fost foarte ok. Acum am altă periuță, cumpărată de la DM, de la Dontodent. Să văd cum pot să mai fac rost de încă una când o voi arunca pe aceea pe care o am acum, pentru că la DM ați văzut că nu se poate intra fără certificat verde. Foarte drăguț, nu? Așa, bun. Apoi, cred că o să-l mai utilizez încă o singură dată pe acest gel de duș foarte bun de la Oriflame. L-am primit cadou de la una din abonatele mele. Am pus să ia mai multe produse într-o cutie. Și a fost și acest gel de duș. Foarte bun gelul de duș, foarte delicat așa, avea o textură foarte plăcută, seamănă foarte bine cu cele de la Sabon sau eu știu, de la Yves Rocher, care sunt mai fine, cumva mai delicate. Da, chiar foarte bun. Apoi am terminat această apă termală de la Balea. Ea e în jur de 8-9 lei, cam așa. V-am mai arătat-o de multe ori la mine. Nu o să insist pe ea, că nu are rost. Ce-am mai terminat aici? Am terminat această apă micelară, pe care nu am folosit-o doar pe față. Am folosit-o atât pe față, cât și pentru curățarea pensulelor. Deci jumate am folosit-o pe față și bineînțeles că după aia am revenit cu un gel de spălat fața. Iar de la jumate încolo am folosit-o la curățarea pensulelor. Să știți că apele astea din gama Nutra Effects de la Avon sunt foarte bune. Deci mie mi se pare că sunt mai bune decât multe ape micelare de pe piață care promit multe chestii. Astea chiar își fac treaba, curăță bine, nu irită tenul. Deci eu vi le recomand. Plus că la reducere puteți să le luați la 10 lei sau 11 lei. Eu așa le-am luat, ca să știți. Adică nu are rost să dau prețul întreg pe ele, cu toate că l-aș da și pe ăla, pentru că știu ce fac ele și știu că sunt foarte bune. Aici o să arunc două baterii. Asta, da, n-are treabă cu Project Pen-ul, dar măcar să vă arăt ce o să arunc. Două baterii luate de la Mega Image pentru mouse. Ca idee, ăsta este mouse-ul meu, așa. Și astea mi se par cele mai bune, ca și baterii. Pentru că am mai încercat și altele, dar astea mi se pare că au o durată mai lungă. Adică undeva la o lună de zile rezistă, celelalte la câteva săptămâni, gata. Da, foarte bune. O să le arunc. Apoi, o chestie care... Eu nu știu ce să spun despre ea. Am primit-o de la sora mea pentru că ea vroia să-l arunce. Acesta... Un ser de la Vichy, da? Acela la care tot s-a făcut reclamă, cu minerale, cu nu știu ce. Mie nu mi s-a părut că face ceva extraordinar. Adică aveam senzația că mă dau cu apă. Vă spun foarte serios. Nu are alcool, nu are parfum, nu are nimic care să irite tenul. Însă mie nu mi s-a părut că văd ceva și mi se pare că, nu știu, pentru ce promite, costă cam mult. Se apropie, cred că, de 100 de lei la prețul întreg. Nu știu exact. Eu oricum nu folosesc produse de la Vichy, pentru că mi se par cam exagerate ca preț și cred că există altele care sunt mai ok și, da, care nu costă atât de mult. Dar eu nu am văzut nimic spectaculos, nu mi s-a părut că face ceva... Nu face nimic, de fapt. În niciun caz ce scrie aici, plumping, fortifying, nu a făcut nimic din chestiile astea. Nu mi-a creat nicio problemă, nu mă înțelegeți greșit,
Dar nu mi s-a părut că văd defectele alea și m-am dat 2 luni, credeți-mă. Deci era foarte puțin folosit și uitați. Într-adevăr, rezistă mult, adică nu trebuie să te dai foarte mult cu el, dar mie nu mi se pare că face ceva. Eu, așa, din ce am testat, cred că produsele coreene sunt mult peste, adică nu cred că ai cum să concurezi cu ele. Pentru că am avut măștile alea coreene, v-am vorbit eu mai demult despre ele și o să mai iau pe viitor. Și mai bine prefer o din aia decât un ser de ăsta care nu face nimic, adică nu știu. Da, în fine. Eu vă spun ca idee. Știți că eu sunt sinceră, poate pe unii deranjează, poate pe alții nu, dar asta e, dacă nu fac nimic, eu spun. Aici am niște benzi pentru punctele negre. Așa, singura problemă la asta este că se dezlipesc foarte greu. Mă zici că ai adeziv pe nas sau pe bărbie sau unde ți le aplici. Și am găsit o metodă prin care să se poată aplica pe tot nasul, vreau să spun, și funcționează. Adică, ele sunt făcute special doar pentru o anumită parte a nasului, dacă ați observat, și pentru zona bărbiei, pe care, hai să zicem că o prind bine, și puțin pentru partea frunții, unele din ele. Ei, eu le-am pus invers cum ar veni pe nas, le-am decupat puțin ca să nu-mi iau din sprâncene și vreau să spun că a funcționat foarte bine. În proporție de 80%, nasul meu arată foarte bine acum. Deci dacă vreți și voi o metodă prin care să vă scoateți punctele negre de pe nas cu astfel de plasturi, îi puneți invers și decupați puțin aici unde se unesc sprâncenele ca să nu intrați în sprâncene. Și credeți-mă că funcționează. Apoi vom vorbi despre un pachet de absorbante de la Gesa, care mie mi se pare ok, nu au parfum, adică eu nu am simțit, toate că arată floarea asta aici, da, ok. Mie mi se par foarte ok, sunt foarte ieftine, dar în curând nu o să mai iau de la această firmă, pentru că se găsește doar la DM, din ce am observat, iar la DM v-am spus care e povestea, nu poate să intre oricine. Și atunci asta e, eu oricum, sincer, fără DM sau cu DM, oricum mă descurcam. Există firme de la care poți să iei absorbante, e Ladies, e Fabric, e Mega Image, poți să te duci multe locuri să iei, ca idee. Așa, deci nu neapărat stau în DM acum, că nu mă lasă DM să intre. Aici o să arunc acest fond de ten pentru că este mult prea închis la culoare. Doar l-am testat pe mână, este nou-nouț. Dacă vreți, pot să vi-l dau. Da, o să fac un concurs la un moment dat și ca idee să știți că nu e folosit, niciodată nu l-am folosit, doar atât i-am desfăcut treaba de aici ca să îl testez. Dar el e foarte închis la culoare, merge pentru o piele mult mai închisă, vedeți diferența între mine și acest fond de ten. El este nou-nouț ca idee și are valabilitate de, vă spun imediat, un an de zile. Deci eu zic că cineva care se dă foarte des cu fond de ten, în 3 luni îl termină pe ăsta, că e micuț, adică nu e mare. Vedeți și voi, are 35 de grame. Îl termin, în 3 luni n-ai ce face cu el. Dar trebuie să ai tenul puțin mai închis la culoare. Chiar dacă îl combin cu ceva mai deschis, să spunem, tot nu e nuanța mea. Și asta era cea mai deschisă nuanță, ca idee. Asta e problema la Ladies, la gama asta cu Impala, în special la acest fond de ten, sunt mult prea închise la culoare. În rest am mai avut de la ei celălalt Impala și mi s-a părut foarte ok. Deci dacă vreți ăsta îl pun deoparte și o să-l introduc în concurs. Doar atâta, ca să știți că nu e folosit, da? Doar l-am testat pe mână, atât. Deci niciodată nu l-am pus pe față. Apoi am terminat, să zicem, în proporție de 90% aceste două creme care mi-au plăcut foarte mult din gama Oxyology de la Fabric. Și acum pot să îmi spun o părere despre ele. Mi-au plăcut. Cu toate că au parfum în ele, pe mine nu m-a deranjat. Au o textură foarte fluidă, dar în același timp vezi ceva. Deci nu sunt genul de produse cum e cel de la, nu știu, de la Vichy, unde nu vezi nimic. La astea chiar vezi. Deci dacă aveți un ten mix sau gras, eu vi le recomand. Măcar să le încercați. Nu costă mult. La reducere, cred că le iei cu 15 lei bucata. Acum, serios, 15 lei e... Și au niște ingrediente foarte interesante. Ele vin altfel, bineînțeles, vin într-o cutie, nu așa, dar au expirat. Deci mai mult de 6 luni nu au valabilitate de când le deschideți. Și de asta mă simt nevoită să le arunc. Dar eu n-aș fi vrut să le arunc, să știți. Mi-a plăcut foarte mult.
Dar asta e, mi-am dat seama că au trecut 6 luni și am zis, băi, trebuie să le arunc neapărat. Astea le arunc aproape întregi, deci vedeți și voi că nu prea am apucat să consum din ele, pentru că mi-am dat seama că le am de mai bine de 6 luni și le-am desfăcut. Trebuia să nu le fi desfăcut. Și da, trebuie să le arunc. Dar sunt foarte bune pentru adolescenți. Pentru tenul meu nu văd chiar potrivită gama aceasta. Dar plasturii, da. Deci plasturii sunt geniali. I-am avut și mi s-a părut foarte bun. Cred că v-am vorbit-o despre ei la un moment dat. Asta mi se pare o gamă bună pentru adolescenți. Deci dacă aveți copii acasă care au probleme cu tenul și vreți așa să le luați ceva pentru început, să-i introduceți în treaba asta, e o variantă foarte bună în cazul în care vreți să testați Faberlic. Dacă nu, există și alte variante, evident, pe piață. Dar sunt ok ca preț, nu sunt scumpe, adică, da. Acum, niște chestii care nu mi-au plăcut și o să vi le prezint pe toate trei odată. Avem această mască care mie nu mi-a plăcut. Este de la Faberlic. Poate e pentru altcineva. Eu v-am arătat-o la un moment dat într-un unboxing. Nu e pentru mine, nu e pentru tipul meu de păr. Miroase foarte frumos și arată bine, dar nu mi se potrivește. Asta este. Aici este un șampon tot de la Faberlic cu keratina, nu știu ce. În fine, tot așa, culoarea aia roz o are. O singură dată l-am folosit, dar nu mi-a plăcut. Mi s-a părut că nu spală. Nu știu pentru ce tip de păr este. Aici am folosit jumate din acest Pantene, dar nu m-am mai înțeles cu el după aia. Mi-a creat așa niște cojițe, niște chestii. Nu știu, unele șampoane nu sunt pentru toată lumea. Eu am scalpul normal, dar firul de păr e destul de gros. Adică am părul destul de des. Nu e cel mai des păr din lume, dar e des. Nu e brad, Doamne ferește, n-am avut niciodată probleme. Dar ca idee m-am interesat și eu și cam asta e combinația. Deci la vârfuri se usucă puțin așa, iar la rădăcină este normal. Cu toate că eu am tenul gras. E o raritate, ca să spun. Da. Deci nu e ceva foarte des întâlnit. Și aici, bineînțeles, că am terminat niște Omega 3, care este foarte bună iarna și, în general, este foarte bună pentru creier, pentru inimă, pentru ligamente, pentru încheieturi. Deci chiar vă recomand. Da, foarte bun Omega 3, dacă aveți de unde să luați. Dar există la plafară, în orice caz, v-am mai spus eu. Da, și cam asta a fost. Îmi pare rău că nu v-am prezentat și alte produse, dar o să revin pe viitor cu acel project pen pe care îl voi face începând cu luna ianuarie 2022 și o să fac pe tot anul și în fiecare lună îmi pun așa câteva produse care cred eu că le pot termina, adică să aibă o logică totuși, pentru că așa dacă nu pot să termin 1000 de produse nu are sens, da. Bun, sper că v-a fost util acest clip și ce pot să zic, dacă ați încercat și voi din produsele acestea, că vedeți că sunt mai diversificate, să-mi spuneți. O să revin cu câteva clipuri în decembrie, cu 2 unboxing-uri, o să revin pentru că se apropie sărbătorile de iarnă. Și la un moment dat, aproape de Crăciun, așa, o să revin cu o recomandare de filme la care m-am uitat eu și sper să vă placă. O să fie niște filme, zic eu, pe toate gusturile. De data asta cred că o să vă uimesc cu filmele pe care vi le voi prezenta. Unele poate le știți, altele nu, dar eu o să vă fac acea prezentare și sper să vă placă. Dar mai este până atunci. Acum, ce pot să vă zic, e ora 8 dimineața, e duminică, 28, da? Și m-am gândit că dacă se apropie sfârșitul lui noiembrie, să fac și eu acest clip ca să vă arăt ce am mai terminat. Și bine că nu am aruncat cutia asta, pentru că, da, aveam 2 pungi foarte mari și aș fi putut să fac, cred că, empties pe 2 luni de zile cu alea. Dar asta este. Noi să fim sănătoși. În cazul în care sunteți noi pe acest canal, vă invit să vă abonați, să nu uitați să dați un click pe acel clopoțel pentru notificări. Dacă vreți să susțineți acest canal, dați un like, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și, bineînțeles, dacă aveți vreun comentariu, vreo sugestie, orice vreți să scrieți voi acolo, dar să fie în termeni civilizați. Atât, asta e rugămintea mea. Bine, mie nu mi s-a întâmplat niciodată pe canal să am comentarii, nu știu, care trebuie șterse sau ceva de genul, chiar nu mi s-a întâmplat. Și mă bucură chestia asta. Bun.
Eu v-am pupat și ne revedem în clipul următor, să aveți un weekend cât mai frumos, pentru că e duminică și na, să vă bucurați și voi de această zi frumoasă.